Luptătoarea Alina Vuc a fost una dintre sportivele creditate cu șanse reale la o medalie la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Eșecul din primul tur a fost pe cât de neașteptat, pe atât de dureros pentru sportiva de la Clubul Steaua. La o lună de la momentul Tokyo, sportiva a vorbit în premieră pentru Steaua TV despre eșecul din Japonia. Alina, cum ai descrie experiența de la Jocurile Olimpice de la Tokyo? Per total, experiența Jocurilor Olimpice este o experiență frumoasă, dar pentru mine a fost una dureroasă din cauza că s-a încheiat cum s-a încheiat. Cum ai trăit meciul cu sportiva din Bulgaria? Nu am reușit să mă uit la meci încă după concurs, dar din câte mi-amintesc de pe saltea, nu a fost ceva plăcut. Nu știu, n-am reușit să-i fac nimic. E o sportivă foarte incomodă, e o sportivă valoroasă, dar speram să pot să câștig sau măcar să fac un meci mai bun. Ce crezi că ai făcut greșit în pregătirea participării la Jocurile Olimpice? Toată lumea avea așteptări de la mine, fiind vicecampioană mondială de 2 ori în acest ciclu olimpic, dar când am ieșit vicecampioană mondială, mă pregăteam foarte mult în afară cu sportive valoroase. Am fost în cantonamente în Japonia, în China, în Rusia, cu cele mai puternice țări din luptele feminine, dar odată cu venirea pandemiei am stat mai mult închiși în izvorani și cred că m-a afectat, adică am făcut lucrurile altfel și voiam același rezultat. Cred că și asta m-a afectat foarte mult, nu spun că doar asta e problema. Dacă ai avea ocazia de a concura din nou la Tokyo în acel meci, ce ai schimba? Poate aș schimba un pic tactica, dar prea multe nu aveam ce să schimb, nu în ziua aia. Îți reproșești ceva? Da, îmi reproșez că n-am încercat mai multe, îmi reproșez că nu am făcut un meci mai bun, îmi reproșez că nu am terminat concursul altfel, dar asta a fost să fie. Astea sunt Jocurile Olimpice și toată lumea știe treaba asta. Cât de mult au afectat criticile și mesajele negative primite după Jocurile Olimpice? Critici accept doar din partea persoanelor care au lucrat cu mine, care au făcut sacrificii lângă mine, care au făcut sacrificii la fel de multe ca și mine. Dar când auzi că toată lumea vorbește, lume care nu are nicio legătură cu sportul sau lume care a ieșit din sport de atâția ani de zile și spun că pe vremea mea nu mai este vremea ta, acum e vremea mea. Lucrurile s-au schimbat și trebuie să înțelegem asta, să progresăm odată cu lumea. Dar încerc să trec peste și să văd mesajele frumoase pe care le-am primit și mesajele de încurajare de la atâția oameni. Încurajare ai primit? Cine ți-a fost alături în momentele dificile de după? Am primit foarte multe încurajări de la persoane cu care n-am mai vorbit de ani de zile, dar cel mai aproape mi-a fost familia și prietenii, pentru că ei mă cunosc și știu cel mai bine cât am sacrificat ca să ajung la Tokyo și nu ca să ajung să văd cum e la Jocurile Olimpice, pentru că știam cum e la Jocurile Olimpice. De data asta am vrut să câștig, dar nu a fost să fie, nu acum. Cum te-ai recuperat din punct de vedere mental după eșecul de la Tokyo? Păi nu știu dacă m-am recuperat 100%, dar încă am timp să mă recuperez. Trebuie să trecem peste. Nu sunt singura care am pierdut sau nu sunt singura care trebuie să treacă peste un astfel de eșec. Chiar dacă valul de critici a fost imens, Alina merge mai departe. S-a întors în sală la antrenamente și pregătește cu atenție participarea la campionatul mondial de senior de la Oslo din luna octombrie. Peste câteva săptămâni urmează o nouă competiție importantă, campionatul mondial, unde ai de apărat medalia de argint. Cu ce gânduri pleci acolo? Sunt foarte relaxată pentru acest campionat mondial, pentru că tot stresul a dispărut odată cu Jocurile Olimpice și nu am niciun gând. Vreau doar să merg acolo liniștită și să dau tot ce am mai bun, să mă lupt cât mai bine și rezultatul va veni sau nu va veni. Vom vedea acolo. Iar Parisul e departe? E foarte departe. Lumea zice că Parisul e aproape. Nu e aproape deloc. Aproape 3 ani de zile. E foarte mult timp, foarte multe antrenamente. Dar vom vedea în urma campionatului mondial, în urma deciziilor pe care le va lua federația, în urma stării mele fizice și mentale, ce va fi mai departe. Deocamdată nu m-am gândit la Paris. Ți-a trecut prin minte, măcar așa preț de o secundă, ideea de a renunța la sport? Păi, îți trec o grămadă de idei preț de o secundă prin cap. Ce poți să faci? Care e prima variantă când e greu să renunți? Dar după aceea, când gândești la rece, lucrurile se schimbă. Sportiva în vârstă de 27 de ani este dublă vicecampioană mondială la edițiile de la Paris 2017 și Nur Sultan 2019.